După mai bine de o lună și jumătate, Auto Bergamo Deva va juca din nou un meci oficial în Liga 1 de futsal. Devenii care sunt lideri în campionat vor întâlni pe teren propriu cea de-a doua clasată, United Galați. Din fericire intrăm și noi în jocuri, a fost o perioadă mai lungă pentru noi, că am stat prima etapă. A fost și problema aceasta cu lotul național care s-a amânat acțiunea, dar etapa tot nu s-a mai jucat. Deci vom juca cu Galați aici la Deva. De la acest important meci din tabăra celor de la Auto Bergamo va lipsi Iulian Cojocaru, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, care este suspendat. Din păcate nu suntem toți, pentru că Iulica Cojocaru are un cartonaș roșu cu o etapă înainte și va lipsi. Deci am o absență destul de importantă, Iulica având o formă bună în turul de campionat. Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo, consideră jocul cu Galațiul unul important, dar nu decisiv. O victorie a devenilor le-ar asigura în mare proporție acestora ocuparea unuia dintre primele două locuri la finele sezonului regular, lucru care face mai dificil programul din play-off. Băieții se pregătesc, suntem în grafic, cum s-ar spune, cu pregătirea și așteptăm meciul, care va fi un meci tare, un meci disputat, nu decisiv, dar pentru noi, în caz că am reușit să câștigăm, ar fi un mare pas spre primul loc la sezonul regulat. Deci asta ar fi important. Meciul dintre Auto Bergamo și United, care contează pentru etapa a 16-a, cea de-a doua din turul suplimentar al sezonului regular, se va disputa sâmbătă 29 ianuarie de la ora 18. Accesul publicului va fi permis până la 30% din locurile disponibile, intrarea în sală fiind permisă doar deținătorilor de certificat verde de vaccinare. Meciul se va desfășura sâmbătă la ora 18, momentan cu spectatori, în limita locurilor admise de regulament. Am înțeles că o treime din capacitate. Da, ce să zicem? Așteptăm meciul și sper să facem o treabă frumoasă. Auto Bergamo Deva conduce în Liga 1 de futsal cu 30 de puncte din 12 meciuri. Pe următoarele locuri sunt United Galați cu 27 de puncte, FK Odorheiul Secuiescu cu 27, CFR Timișoara cu 24, Sportul Ciorăști cu 12, Luceafărul Buzău cu 9 puncte și Clujana Cluj cu 3 puncte, toate aceste echipe având 13 meciuri disputate.